aire! Salut înapoi pe canalul meu de YouTube, astăzi cu un review mai deosebit, pentru că mi-am cumpărat frigider, Raptor. Am primit în loc de M3, ca replacement car, pentru că M3-ul este în serviciu, am făcut revizia. Am primit acest monstru, este foarte mare, nu-i nici SUV, este un off-road, o mașină de off-road de la Ford, un Ford Ranger Raptor, care are cam 290 de cai, un cuplu de vreo 600, nici nu vreau să vă spun datele, pentru că datele le găsiți în nenumărate vloguri pe YouTube. Eu vreau doar să vă arăt cum se conduce această bestie și cât de mișto poate să fie o mașină de 2,5 tone. Haide! Haide! Deci cât de mișto poate să fie o mașină de 2,5 tone cu 10 viteze și 290 de cai. Din păcate are doar 290 de cai. Versiunea americană are aproximativ 100 de cai în plus, dar din cauza regulamentelor sau din cauza legilor europene, mașina a trebuit să fie limitată. Cred că maxim 180 la oră prinde și e foarte fun. Ca de obicei, avem din nou probleme cu poliția. Cumva justificat, pentru că Bogdanel s-a urcat în portbagaj și a filmat acest frigider din portbagaj și bineînțeles că cred că s-a sesizat cineva și ne-a turnat, pentru că prea au venit așa dintr-un suflet și ne-a oprit, ca și cum ar fi știut că noi suntem aici și filmăm, și e cam foarte puțin probabil că poliția stă pe autostradă, mai ales undeva nici măcar nu i-am văzut. Deci noi am mers și nu erau, deci cumva trebuie cineva să fie chemat. În fine, ne-am luat footage-ul, am reușit să tragem tot ce am vrut și din cauza asta vreau să vă arate Bogdan acum ce a tras. N-am încercat încă să mergem cu ea pe off-road, dar sunt 100% convins că este fix ce trebuie. Eu până acum nu prea am condus mașini off-road decât Dodge Ram. Îmi aduc aminte că am fost în Nevada cu Bilstein acum 3 ani și ne-am răsturnat, am făcut pană, a fost o mega nebunie. Chiar am un vlog pe canalul meu, o să-l pun în descriere dacă cumva vreți să vedeți peripețiile din America, din Las Vegas până în San Diego, prin deșert, 5 zile de nebunie, ne-am distrat. Unii din noi s-au răsturnat, am distrus anvelope, jante, cauciucuri, a fost mega genial. Dar să trecem înapoi la această bijuterie care, din punctul meu de vedere, trece peste așteptările mele. În primul moment, când a zis că o să-ți dăm un Ford, am zis whatever, pentru mine e ok să-mi dați și un K, pentru că cel mai important lucru este să ajungi acasă și în ziua de azi chiar nu este neapărat normal ca o companie să-ți dea o mașină de schimb. De asta vreau în acest moment să mulțumesc Pro Leasing Motors în Ploiești pentru oportunitatea de a conduce această bijuterie și să o testăm un pic, pentru că chiar merită. Este foarte puternică, dar nu numai asta, poți să o conduci super sport. Adică dacă vrei să te distrezi cu ea, chiar vrei, cu toate că are atât de multe kilograme, 2,5 tone, dar e sprintenă și foarte responsiv, adică nu este cea mai rapidă, bineînțeles, fiind atât de grea, dar chiar se aude. Ia, are 10 viteze până ajung eu într-a patra. Ia. Ba, la kilometraj, adică la viteză nu prea se simte, dar se aude mișto. Mi-aduce un pic aminte de Aston Martin Vanquish.
e o mașină care se aude extraordinar de bine, dar nu simți accelerația pentru că nu e rapidă. Ce să vă mai spun despre ea? Am condus-o ieri din Ploiești până în București și chiar mă grăbeam pentru că pregătise Alina o surpriză pentru mine și pot să spun că este absolut wow din toate punctele de vedere. Este un mașină off-road, dar care se poate conduce super sport și chiar nu simți nicio denivelare, nu simți nicio groapă. Nu sunt obișnuit, având în vedere că eu am doar mașini sport foarte lăsate și foarte joase. M-a surprins foarte pozitiv să văd că într-adevăr nu simți absolut nimic. Deci poți să o conduci în București, cred că este mașina perfectă de a călca peste cocalari sau de a trece peste taci în trafic. Tu ce zici, Bogdan? Merge, nu? Pe spring. Dacă vezi un spring, îl mănâncă. Îl mănâncă. Și m-am gândit, oare cum găsești loc de parcare pentru asemenea mașină care are 3,70 m sau nu știu, este mai lungă ca Aventadorul și cred că este chiar mai lată ca Aventadorul. Nu am toate datele în cap, dar cred că e super dificil să parchezi mașina asta dacă te grăbești, mai ales să știți voi cum este în București când ai nevoie de un loc de parcare și vine băiat și spune: haide, e șeful, de și mie 5 lei, am un loc aici. Deci, asta e singurul dezavantaj care îl văd. În rest, pentru România, absolut genială. Și ai și foarte mult loc în spate. Poți să și filmezi bine din ea, nu știu dacă ne-am amendat poliția dacă filmam din bena din spate. O să ajungem imediat la locație să îi dăm lui Bogdan oportunitatea să filmeze și mașina static și după aia am să vă arăt un pic din interior și exterior ce îmi place și ce nu îmi place după ce am condus-o doar câteva ore și nu sunt neapărat expert în Ford, dar o să vă arăt mașina din punctul meu de vedere. Dar cel mai tare lucru este sound-ul. Deci hai să facem un sound check, Bogdan. Ce zici? Dacă tot avem o mașină de off-road, să o testăm și în habitatul ei natural, pe pământ, pe macadam, se zice, nu? Am ajuns aici, mă, uite ce mișto, dacă nu, asta zici că ești... Deci noi suntem în mijlocul Bucureștiului și zici că ești undeva în munți. Da, sper să nu ne răsturnăm astăzi. Ce zici, Bogdanel? O să fie safe, nu? Eu o să mă dau jos să filmez. Are și te doare undeva. Așa. Sorry, chiar n-am vrut. Am auzit ceva, cream că este crane-ul, dar a fost de fapt capul tău. Da. Wow, uite aici mergem la... Mamă, cam atât despre mașină și ce poate, că în principiu pentru asta este făcută pentru off-road, să te distrezi cu ea, nu să mergi cu ea pe stradă, dar se poate și asta, este și rapidă, e top pentru off-road, arată senzațional și are și o benă unde poți să depozitezi orice sau să filmezi din ea pentru tine, Bogdan, în caz că mai avem nevoie să tragem niște rolling shots din portbagaj, putem să facem de aici, are și prize în caz de nevoie, bineînțeles mașina off-road,
Mi se pare absolut top. Despre interior, în principiu nu am ce să spun, doar un singur lucru sau de fapt mai multe lucruri care mă deranjează, dar sunt mult mai multe lucruri pozitive care îmi plac. De exemplu, ca design, aici mi-amintește un pic forma ventilației cu Lamborghini. Îmi plac foarte mult ramele negru lucios cu roșu. Mi se pare extra elegant, foarte, foarte tare, la fel ca volanul din piele perforată. Avem cusătură roșie și această piele la 12, la ora 12 pe volan. Foarte mișto. O tabletă imensă în mijloc, care este practic punctul tău de distracție, unde poți să setezi absolut orice. Poți să o pui pe tracțiune spate, tracțiune integrală, low, high, în funcție de unde vrei să mergi, pe macadam, off-road sau pe stradă. Ai foarte multe opțiuni. Ce este foarte, foarte funny și interesant, am văzut că dacă vrei să deschizi portbagajul, nu are doar un simbol de mașină, are un simbol de pick-up chiar, și mi se pare foarte, foarte, foarte cute. În rest, mașină luxoasă, are un fel de Alcantara pe bord. Deci, cum am spus, sunt niște chestii care nu-mi plac și asta este airbag-ul. Parcă este de la Ford, nu știu, din anii 90, arată identic, având în vedere că avem așa un volan frumos, puteau să facă și ei ceva, dar în rest avem materiale mișto, numai că plastic, astea sunt lucruri care nu-mi plac, dar până la urmă este o mașină off-road, nu este un supercar sau un hypercar și de aia putem să îi scuzăm pe domnii de la Ford. E mișto ca design, îmi place absolut tot, doar hai cu mine în față să arăt ceva. Nu știu de ce o fac asta producătorii auto, dar avem aici niște ornamente care sunt absolut fake, deci nu au nicio funcție, la fel ca pe capotă, nu au nicio funcție, dar arată, cred că, bine și îi dau un pic de design, să pară mai race, mai sport. În mare, fața e foarte agresivă, îmi place grillul, acest ornament imens, unde scrie mai mare decât el Ford, duce fix până în faruri. Ce să zic, LED, cam tot ce trebuie. În principiu, mașină senzațională pentru stradă, off-road, tot ce îți dorești. În caz de mă gândesc să-mi cumpăr ceva, sigur va fi ceva de genul. În momentul ăsta nu neapărat, am alte planuri și despre ele o să vă informez, o să vă anunț în următoarele vloguri. Până atunci, vă rog să rămâneți pe canalul meu, să dați subscribe, să vă abonați și să activați acel clopoțel ca să fiți mereu up to date cu ce postez. Over and out.